Mind Architect Powered by Europa FM Susținut de Bilca Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani Dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă Bine ați revenit la Mind Architect Powered by Europa FM Sunt cu Paul Olteanu, eu sunt Cătălin Striblea Trebuie să vă mărturisesc ceva la episodul acesta E foarte important, am două povești Dacă vrei mă poți ajuta, Paul Salutare, apropo. Salutare. E foarte ușor să vorbesc la radio și la televizor, lucrurile sunt controlabile, e mediul pe care îl cunosc, nu, privesc, nu văd niciun ochi critic în fața mea. Dacă mă ridici în picioare pe o scenă, mi s-a întâmplat, mi se taie picioarele, 600 de oameni în față, de exemplu la Teatrul din Oradea, mm -hmm. am simțit că leșin la un moment dat, îmi venea <laughs> să mă țin de ceva. Și eu doar fac să vorbesc din asta, îmi câștig existența, adică ar trebui să-mi fie ușor. Ce se întâmplă? Ăsta da. e episodul de astăzi. Și mai am o poveste, dar ceva mai târziu. Cred că e, e o temă foarte familiară, emoțional, multor dintre noi. Ce se întâmplă e următorul lucru. Prima dată trebuie să tranșăm subiectul ăsta, dacă frica asta de vorbire în public e înnăscută sau e dobândită. Și răspunsul, dragilor, este că este 100% dobândită. Copiii, când se nasc, se nasc cablați biologic diametral opus, respectiv ei țipă când pierd atenția celor din jur, nu când au parte de ea. Deci, noi venim cablați biologic să căutăm atenție, nu să ne temem de ea. Doar că, în momentul în care ne exprimăm în fața altora, fie acasă, fie mai ales în școală, dacă rezultatul comunicării noastre este unul negativ, adică trăim ceva ce creierul percepe drept durere. Suntem rușinați, suntem criticați, suntem făcuți de râs, suntem întâmpinați cu replici din astea, gen tu să tași când vorbesc cu tine, o să vezi tu când o să fii mai mare, când o să fii la casa ta, atunci să-ți dai cu părerea, sau alte lucruri din registru ăsta. Să produci o asociere în memoria noastră implicită, asta pe care noi am numit-o în alte episoade, drept o memorie care e activă din ultimul trimestru de sarcină, în care lucrurile merg prin repetiție și asociere de exemplu, încerc să mănânc prima dată ceva nou, îmi place să produci o asociere de plăcere între mine și respectivul aliment. Data viitoare când creierul meu identifică mâncarea aia undeva în mediu, caută să o obțină. Așa e și cu durerea. Dacă eu când mă exprim o dată de două, de trei, de cinci ori, creierul meu trăiește ceva ce percepe drept dureros, umilință, critică și așa mai departe, să produce asocierea asta care duce pe viitor, la stările pe care le descria. Iar în momentul în care mergem pe o scenă și vedem ochii asupra noastră, dacă în trecut, când erau ochii țintiți asupra mea, eu am învățat să anticipez plăcere în asta, oamenii ăștia mă vor aplauda, apreciază ce spun, le e drag de mine, nu numai că nu simți strac, simți entuziasm, simți apetență în a vorbi. Deci sta. undeva în trecutul meu, Paul Olteanu, e un moment în care... S-a produs o asociere. Ceva cu ieșitul meu în public, vorbitul meu în fața da. clasei, a părinților, a rudelor e. Și aici ceva apar întâmplat. variațiuni. Că, de exemplu, dacă spui că în context de radio nu simți același lucru, înseamnă că atunci când nu sunt ochii țintiți, când nu sunt mult străini, când n-ai bucla de feedback instantă, că asta e altă calitate, când vorbești live, în fața oamenilor, ai bucla de feedback instantaneu. Am spus ceva, să încuruntă sau zâmbesc, să uită la mine sau la telefon, șușotesc între ei sau e liniște. Ei, și toate elementele astea de feedback poate să pună presiune. Conversația curentă să leagă minunat și de cele două anterioare, perfecționism respectiv competitivitate, pentru că dacă eu sunt și perfecționist și văd că în momentul în care am făcut o glumă la discurs, oamenii nu reacționează cum anticipam eu, aia am crește și mai tare nivelul de stres. Și acum vreau să spun și de ce uităm ideile când vorbim în public sau de ce putem să trăim sentimentul la că ne vine să leșinăm. Noi avem în creier două structuri, una pe dreapta, una pe stânga, care se numesc amigdale. Pe lângă cele din gât avem și două în creier. Că am avut un participant care a zis și dacă eu mi le-am scos înseamnă că nu mai simt frică. Străguțu. Nu alea. Astea din creier ce fac e că să activează, să aprind de fiecare dată când creierul nostru percepe amenințare în mediu. Și particularitatea lor e că astea nu știu să facă diferența între amenințări fizice, șerpi, pantere, tigri chestiile astea care ne-au vânat sute de milioane de ani pe mamifere, versus amenințări sociale, un om care să încruntă, un deadline care se schimbă, un atentat la statutul nostru, și așa mai departe. Și atunci când eu țin un, o prezentare în public și cineva din public spune, minți, n-ai dreptate, greșești, sau nu se uită la mine, sau vorbește cu altcineva, mi-o să-mi apară activare în amigdale, iar amigdalele alea ce fac e că mută controlul de la mintea conștientă care ținea minte discursul la niște structuri primitive și o să o observe așa, că îți crește pulsul, îți crește tensiunea, de aia ne și înroșim. Crește pulsul, crește tensiunea, îți crește ritmul respirației, rămâi fără salivă pentru că se activează o ramură din sistemul nervos autonom care spune, acum urmează să lupți sau să fugi, n-ai nevoie să digeri nimic și îți oprește și salivația și îți oprește sistemul digestiv de -aia oamenilor când trăiesc emoții și le e frică de ceva, au sentimentul că le vine să vomite sau golul în stomac. Aia e ramura, autonomă din, e ramura simpatică din sistemul nervos autonom, care e ramura asta care te pregătește de luptă sau de fugă. Deci, practic, concluzionând, dacă atât în copilărie cât și în parcursul vieții, când a trebuit să te exprimi în fața altora, ai fost întâmpinat mai degrabă cu durere decât cu plăcere, subiectiv percepută de tine, Creierul tău produce asocieri și pe viitor când trebuie să vorbească, anticipează fie durere, fie plăcere. Stai un pic, să le explicăm oamenilor de ce este important. Nu toți vom vorbi pe o scenă, nu toți vom vorbi la radio, nu toți vom fi priviți de mii de ochi Corect, Momente de dar genunchi. toți vom vorbi în vreo ședință sau la o adunare în familie sau într-un context în care în fața unui grup mai mare sau mai mic de oameni va trebui să ne exprimăm un punct de vedere. Exact, Paul. Și eu aici trebuie să-ți mai spun o întâmplare, ca să vedeți că astea sunt lucruri care țin de toți. Am fost cu ani în urmă la un curs Google făcut aici în România, unde în sală eram 40 de jurnaliști, profesioniști. Google venise să ne antreneze pentru folosirea unui tool, a unui un instrument pe care îl punea la dispoziția presei. O doamnă din Polonia ținea cursul ăsta, ne-a vorbit mult, o oră jumate, două, după care ne-a spus și acum aveți întrebări, haideți să aprofundăm. Și noi cu asta ne ocupăm, punem întrebările și vorbim în mod Nu a fost nicio întrebare în sală. <sus> dar ea a spus foarte drăguț să că nu e nicio problemă. Și eu știu cum e, eu sunt din Polonia, avem exact aceeași atitudine, nu suntem antrenați din școala, spus ea, să punem întrebări, să vorbim în public, să uh, avem genul ăsta de, de relație, da? da. Și uh, ea ne-a mai târziu că asta e o deficiență, de fapt, până la urmă, și că pierdem foarte Mare. mult. Mare, și eu aș dubla uh, istoria povestită de tine și cu ideea asta că cu cât crești ierarhic mai mult, nu contează în ce... Structură în ce organizație, în ce context. Putem vorbi și despre școală dacă intri într-o trupă de treat, într-o asociație studențească ulterior. Cu cât crești ierarhic, activitatea ta devine din ce în ce mai mult despre a vorbi în fața maselor, fie că masele alea 10 oameni, 20, 200, 2000 sau 20.000 dacă candidezi la, nu știu vreo funcție publică. Și cu ajutorul cuvintelor să poți să influențezi felul care gândesc și simt oamenii. Și atunci incapacitatea de a vorbi bine în fața altora este un handicap care ți afectează nu doar viața personală, dar poate să-ți afecteze cariera foarte tare. Iar noi predăm frica de vorbire în public la școală. Cum? În momentul în care copilul era scos în fața clasei, s-au ridicat în picioare să se exprime, și era criticat, stigmatizat, umilit și așa mai departe. Și încă o dată, ca și în discuțiile anterioare, noi nu vorbim despre a legitimiza erori, a spune da, 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 ai dreptate, Ștefan cel Mare a domnit din 2000 până în 2014. Nu. E despre, nu e corect asta, hai să mai încercăm o dată. Dacă n-a domnit atunci, când ar fi putut domni? E despre a nu-l umili pe omul ăla, e despre a nu spune tămâiosule, prostule, nesimțitule și așa mai departe. Cred că mulți dintre noi care am trecut prin Educație formală, mai ales în anii anteriori în România, ne e foarte familiar sentimentul ăsta că nu prea primeai apreciere, primeai mai degrabă critică, pe de o parte, și mai e un aspect pe care l-am mai zis noi într-un episod, și anume, creierul nostru oricum cântărește de trei ori mai greu negativul decât pozitivul. Adică, dacă odată am primit aplauze și odată au aruncat cu roșii și cu castraves când am vorbit, aruncarea, asta experiența negativă, cântărește de trei ori mai puternic. Mai e ceva pe care mi-l aduc eu aminte acum din școala mea, faptul că dacă trebuia să fii pus într-o situație negativă, erai scos la tablă sau ridicat în picioare pentru a da niște explicații. Adică erai pus în văzul lumii. Exact. Mă gândesc acum că asta... Și e grozav exemplu pe care îl dai, pentru că, iară, elefantul, structurile alea subcorticale, creierul primitiv, învață prin repetiție și asociere. Care e asocierea? când sunt în fața altora, eu trăiesc durere. Dacă, pe de altă parte, trăiam momente în care când vorbeam în fața altora, veneau colegii la mine la final și spuneau, băi, mulțumesc că ai exprimat opinia asta, că și eu gândeam asta, dar mi-a fost frică să o zic, sau bă, ce bine ai zis dirigintelui, sau habar n-am, felicitări pentru cum ai prezentat asta, sau orice lucru care să elibereze dopamină la mine în sistemul nervos, asocierea se producea foarte diferit. Mie îmi vine în minte, am lucrat la un moment dat cu cineva care candida la o funcție publică, fusese om de back office, toată cariera politică stătuse în umbră și treaba mea, eu am lucrat coaching pe discurs public și treaba mea în momentul respectiv era să recableze emoțional, să-l ajut pe omul ăsta să recableze emoțional, că el, el să bloca. Când ieșea în fața oricărei mulțimi, își pierdea ideile, nu-și mai găsea cuvintele, transpira, rămânea fără salivă. Și am zis, bă, chestia asta se poate face într-un singur fel. Nu e despre cursuri, nu e despre cunoaștere. Este despre a recabla niște circuite emoționale în care creierul lui anticipează durere când vorbește. Ce am făcut? Preț de o lună de zile, de trei ori pe săptămână, mergea în contexte de comunicare publică unde oamenii erau instruiți să aplaude, indiferent ce spunea. Nu conta ce spunea, ea trebuiau să aplaude. Și acolo aplauzele și aprecierea necondiționată, ceea ce ar fi grozav să primim în familie, de exemplu, în copilăria timpurie, i-au recablat suficient din reflexul ăsta emoțional, de natură că după o lună de zile era decent. Nu era spectaculos, dar era decent la comunicare publică, nu se mai pierdea. Cu oameni familiari susținători ai partidului din care făcea el parte, simțea apetență, interes, să vedea că se bucură că e acolo, că apare și o doză de energie pozitivă de dopamină, nu numai cortizolul la paralizant, în care uiți despre ce vorbești, te chircești fizic, te faci mai mic și așa mai departe. Marea mea eu simt că săptămânile astea s-ar putea ca urmare a acestor episoade pe care le facem cu Paul Olteanu să schimbăm câte ceva în comportamentul nostru, măcar o bucățică, un, un, pic, un pas dacă am putea face, cel puțin să nu ne mai judecăm atât de aspru că uite Și prin să ce... înțelegem de unde ne vin piedicile astea, să nu credem de pildă că unii oameni sunt în mod natural carismatici și bun vorbitori, iar alții nu, asta e altă chestie nefundamentată științific, toți avem potențialul să comunicăm bine în fața altora dacă învățăm că este un lucru apreciabil și dacă trăim experiențe pozitive. Dacă vă plac informațiile astea, neuroștiința la clasă.ro, proiectul făcut de Mind Architect, cel mai ascultat podcast din România. Paul Olteanu, mulțumesc! Eu sunt Cătălin Striblea, ne auzim săptămâna viitoare să vorbim despre vinovăție. Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.